Ți-am mai zis să nu știi să nu se toarnă. Știi? Da. Hai mă că eu vă zic că e fata care... Ia uite, frate. Hai mă că eu vă spus să-i cerem. Timp de câteva zeci de minute, mai multe persoane, printre care și membrii PSD, au descărcat pe rând plase din mașini. Imaginile au fost surprinse de camerele de luat vederi. Se vede clar cum, în timp ce unii stăteau la pândă, alții descărcau la pachete. Totul s-a întâmplat după ora 22 pentru ca cei în cauză să fie feriți de privirile trecătorilor. Asta e faspătă. Uite. Ia uite. Gata. Uite. Sunați. Acum, pii, sunați. Sună la 112. Hai repede. Imediat, un cetățean a apelat la 112. Polițiștii de la IPJ Mehedin s-au deplasat la fața locului. Cum au intrat în scara blocului, oamenii legii au surprins-o pe administratoră ieșind din asociație. La vederea polițiștilor și a reporterilor, femeia a devenit nervoasă și a refuzat să deschidă ușa. Dar de ce vă spuneți-mi de ce? Deschideți, vă rog, atâta ușa. Deci nu-i dar spuneți-mi de ce? Păi de ce să vă deschid ușa? Aveți ceva de ascuns? Dar nu am nimic. Păi și atunci care este problema dacă deschideți ușa? Dar nu înțeleg cu ce problemă. Haideți să vă explic. Vă rog eu frumos, explicați-mi. Chiar dacă inițial a refuzat să deschidă ușa, oamenii legii au găsit mai apoi plasele în asociația de proprietari. În pachete se putea găsi un cozonac și un calendar. După câteva minute, locul a fost încercuit de polițiști. În cauză se fac cercetări. Pedeapsa pentru mită electorală poate ajunge până la 7 ani de închisoare.